Ultimele conflicte sângeroase din Călăraș, o tentativă de omor, eveniment care s-a petrecut într-o zonă aglomerată a municipiului Călăraș și o bătaie cu bute și săbi într-o spălătorie, ziua în Miaza Mare au stârnit o adevărată revoltă în rândul oamenilor. Aceștia au criticat lipsa de siguranță pe care poliția nu o poate gestiona eficient, fenomen care se pare că a scăpat de sub control. După o ultimă interpelare pe care v-am adresat-o în data de 22 iunie 2022, având obiectul siguranță și încredere, a ajuns doar un slogan pentru IPJ Călărași. Doresc să vă aduc la cunoștință o altă situație, cel puțin la fel de gravă ca cea anterioară. Siguranța călăreșenilor continuă să fie pusă în pericol, iar fenomenele infracționale devin parte din acest județ. Multe alte evenimente au avut loc în județul nostru: violări de domiciliu, furturi și consumul de substanțe psihoactive, ce conduc către un comportament agresiv din partea consumatorilor. Toate aceste situații scăpate de sub control, periclitează siguranța cetățenilor și va înrădăcina teama în rândul locuitorilor, dar și lipsa de încredere a acestora în forțele organelor de poliție. Consider că este necesar ca în fruntea conducerii Inspectoratului de Poliție, județean, Călărași să se afle un comisar șef stabil, permanent, care să nu fie pus în funcție pe o perioadă determinată de timp. Doar așa am putea spera că cel ce se află la cârma instituției să nu rămână indiferent la situațiile critice pe care cetățenii le trăiesc frecvent. Totodată, cadrele detașate temporar pe funcția de comisar șef al Inspectoratului de Poliție Județean vin la Călăraș doar pentru că există atractivitatea drepturilor salariale mari, urmând să beneficieze ulterior de o pensie mare. Siguranța trebuie să fie primordială pentru fiecare agent de poliție, însă în acest moment continuăm să privim fără nicio speranță cum teroarea umple străzile orașului. Domnule ministru, având în vedere aceste conflicte ce par să nu înceteze, vă rog insistent să solicitați investigarea mănunțită a modului în care se desfășoară îndeplinirea atribuțiilor legate de serviciu a personalului Inspectoratului de Poliție Județean Călărași și să dispuneți toate procedurile legale necesare, astfel încât să putem avea un comisar șef permanent, care să construiască un județ sigur pentru toți locuitorii.